Cortul de la UPU a fost închis din cauza gerului. În ultimele zile, termometrele au înregistrat la Botoșan temperaturi de chiar minus 17 grade Celsius. Întrucât autoritățile botoșenene nu au autorizație pentru a folosi surse puternice de încălzire în interiorul cortului de mari dimensiuni, pacienții erau nevoiți să aștepte ore în șir pe un frig năprasnic pentru a fi preluați după efectuarea triajului epidemiologic. Cortul va rămâne închis până când temperaturile vor deveni favorabile desfășurării activității. Cortul s-a închis fiind foarte frig seara. Condițiile nu sunt de cele mai pentru căldură. Și atunci, pentru personal și pentru pacienți, s-a realocat intrarea principală a unității de primiri urgențe, tocmai pentru a nu fi probleme în ultimele nopți. Știți foarte bine că au fost niște geruri cumplite și ar fi afectat atât pacienții care se prezintă și așteaptă în urgență, cât și personalul care lucrează. Astfel, în zilele când se înregistrează grade cu minus, pacienții care se vor prezenta la urgențe vor fi triați prin vechiul spațiu din interiorul unității.